La începutul anilor 90, toată România urmărea cu sufletul la gură serialul Dallas. Acesta a debutat în 1978 și a avut 14 sezoane, concentrate în jurul vieții aventuroase a baronului petrolului Jerry Ewing într-o poveste despre bogăție, sex, intrigi și luptă pentru putere. Deși mulți își amintesc de Dallas din anii 90, producția americană a fost una dintre puținele pe care Nicolae Ceaușescu le-a permis pe micile ecrane în comunism. Unii spun chiar că serialul ar fi contribuit într-o mică măsură la căderea regimului, pentru că le-a expus oamenilor ce presupune o țară capitalistă. După primirea rolului din Dallas, Victoria Principal a devenit una dintre cele mai apreciate actrițe pentru frumusețea și eleganța ei. Se spune chiar că nu a apelat niciodată la operații estetice, deși a fost măritată cu un doctor chirurg. Mai mult, ea a scris o serie de cărți despre întreținere și frumusețe. Acum, la 71 de ani, vedeta își menține lucul impecabil și impresionează la rarele apariții publice. Nu a mai jucat în nicio producție din 2001, însă a oferit recent un interviu emoționant cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la debutul serialului Dallas. Victoria a mărturisit că nu a mai pus piciorul în North Texas de ani buni, de la o reuniune cu foștii colegi, nu m-am așteptat, dar când m-am întors, am început să plâng văzând clădirile și recunoscând locurile în care am filmat, a spus ea. În același interviu, a povestit cât a luptat pentru a primi rolul Pamelei, eu lucram ca agent și mă pregăteam să renunț la acel job pentru a da la drept. Într-o zi scenariul pentru Dallas a ajuns la mine, cu un bilet pe care scria că rolul Pamelei e parcă făcut special pentru mine. Am citit și am ajuns la aceeași concluzie. Am dat telefon directorului de casting și i-am zis să mă programeze. Nu știa că o să dau chiar eu preselecție, a crezut că voi aduce o actriță pe care o reprezint. Restul e istorie, a spus Principal. Victoria Principal a rămas în memoria publicului grație rolului de personaj pozitiv pe care l-a avut în serialul Dallas. Acolo se numea Pamela și era căsătorită cu Bobby Ewing. Povestea lor de dragoste a ajuns rapid la inimile publicului. Erau tineri, frumoși și toată lumea se învârtea în jurul lor.